Bun găsit, vă spun, la Observatorul Prahovean Live, alături de mine John Crista. Bun găsit, John! Mulțumesc tare mult pentru invitație! Discutăm despre concursul de Miss, care poartă numele Miss Generația lui John. John este cel care a venit cu ideea, a lucrat efectiv la organizarea acestui concurs. Și pentru că deja sunt câte concurente înscrise în 91. Sunt 91. 91 de concurente înscrise, deja e prima etapă, chiar în aceste momente se votează până inclusiv duminică la miezul nopții. Te așteptai la un impact atât de mare? Mie mi se pare ca 91 de tinere din, cred că majoritatea sunt din Prahova, nu, să se înscrie la un concurs de Miss, mi se pare totuși o performanță, având în vedere și reticența pe care cred că multe dintre tinere o au atunci când vine vorba de a participa la un concurs de Miss. A fost oameni care au spus că Miss-ul e deja învechit, că asta se făcea acum 20-30 de ani și mie mi-a venit ideea asta, zic ok, Miss-ul trebuie să fie ceva diferit, să aibă o ancoră care este foarte aproape de realitate și se referă la rețelele de socializare și am zis Miss Generația lui John, frumusețe fără filtre, pentru că de cele mai multe ori pe rețelele de socializare arătăm cine ne-am dorit să fim, nu cine suntem noi în viața de zi cu zi. Și acum există tot soiul de aplicații, nu știu, Face App sau Snapseed sau Photoshop. Și multe dintre adolescente folosesc aceste aplicații pentru a fi cât mai aproape de tabloid, de ceea ce văd mai departe pe social media și încasează foarte multe aprecieri. De aici toată ideea aceasta, să le redăm curajul. E un manifest. Miss Generația lui John este un manifest împotriva ceea ce se întâmplă în momentul de față, mai ales că vorbim de pandemie, de stimă de sine scăzută, de anxietate, depresie, lucruri pe care nu prea le mai văd de ceva vreme, deși numărul de cazuri crește, deși tinerii probabil că se vor întoarce către școala online și atunci în momentul de față să votezi online și să poți să faci treaba asta e practic un plus pentru fetele care sunt în concurs, dar și pentru cele care nu au avut încă curajul, dar probabil la a doua ediție, pentru că este prima ediție, vor spune da, îmi doresc și eu să fiu frumusețe fără filtre. Da, o să rog pe colegul din emisie să încerce să ne afișeze deja fotografiile cu cele 91 de concurente. Repet, 91 de tinere din Prahova. Sunt multe. Nu sunt toate din Prahova. Bun, am înțeles, dar ca idee, 91 s-au înscris și acum pot fi votate. Da. Încă o dată, de ce un concurs de Miss? În condițiile în care, așa cum spuneai și tu, la început au fost foarte multe critici. Fără ca, vezi, uite, noi facem greșeala asta, judecăm după aparențe. Așa cum oamenii comentează la știrile puse de noi pe Facebook, fără să citească conținutul, limitându-se doar la titlu, da? Așa bănuiesc că și la, în cazul tău a fost acel val. Voi faceți Miss, voi considerați fetele, nu știu, carne vie, exploatați fetele, nu sunteți corect și așa mai departe. Și așa cum spuneai tu, e de fapt invers. E un manifest împotriva concursului tradițional, să spunem, de Miss, acolo unde era apreciată frumusețea, punct. Da? M-au întrebat părinții dacă va fi o probă de, nu știu, de costume de baie, dacă, nu știu, se intră pe pile, pe recomandări. Și evident că am spus nu. Este ceva atipic. Nu înseamnă că eu am neapărat o problemă, că sunt împotriva unui Miss, unui concurs de Miss care se desfășoară la nivel de țară sau la nivel internațional, însă mi-am dorit ceva diferit. Și prima dată mi-a venit ideea aceasta în momentul în care am văzut că pandemia încă nu e pe sfârșită și zic ok, hai să facem ceva din fața calculatorului să se poată oamenii duce către zona asta de încredere fără să stea în anxietate. Și am creat niște probe, o probă de fără filtre, o probă pentru mesaje motivaționale, pentru că imediat după terminarea, finalizarea primei etape urmează cea de-a doua, unde fetele se vor poza cu un mesaj care le reprezintă și în a treia parte va exista un scurt material video unde acestea vor vorbi deschis pentru a ieși un pic din zona de confort, pentru a prezenta atitudine și carismă. Și apoi ne vedem în marea finală dacă
Doamne ajută, nu se închide totuși. Îmi doresc să nu se închidă, da? Ne vom vedea la Lac de Verde, acolo unde am pregătit marea finală. Ce mai e de precizat pentru fetele care nu sunt foarte votate în acest moment? Este faptul că finala e compusă din două surse, să spunem așa, de voturi. Odată e alegerea publicului pentru 10 dintre candidate, iar juriul, și este unul extraordinar, abia așteptăm zilele viitoare să facem aceste dezvăluiri, juriul va putea alege până la 5 candidate. Așadar vom avea 15 candidate în marea finală. Exact. Acum, cum poate fi votată? De exemplu, dacă o tânără care participă la concursul Miss Generația lui John vrea să le spună, cum e normal, nu? Nu știu, prietenilor, rudelor, votați-mă, care este procedura? Intrăm pe site miss.generațialuigen.ro, da? miss.generațialuigen.ro. Cred că deja toți prietenii, toată lumea care cu siguranță a aflat, se știe, dacă exact. Nu, acum e momentul să intre pe pagină. Foarte important este să parcurgă zona de regulament, să citească cu mare atenție fiecare detaliu în parte, pentru că noi am explicat acolo și sistem de votare și tot. Însă în pași simpli, intri, îți cauți favorita, avem efectiv un câmp unde poți căuta favorita ca să nu stai să te uiți la cele 91 de fete. Apeși pe butonul de votează acum, se deschide un pop-up, introduci adresa de e-mail, trimiți codul pe e-mail, revendici codul, îl introduci în platformă, este un cod din 6 cifre, da. Se validează codul și asta este tot. Un vot per fiecare rundă în parte. Bun, asta, procedura asta, chiar dacă pare complicată așa la prima vedere, am apelat la ea tocmai pentru a evita orice fel de fraudă, da? Pentru că există acea tentație, iar în zona asta empirică online, refresh-ul, F5-ul a apăsat de foarte multe ori, da, știi? Da, distorsiona foarte mult votul și tocmai pentru a nu fi, nu exista niciun fel de discuții referitoare la corectitudinea votului, se iau aceste măsuri de siguranță. Sunt niște măsuri la care echipa Generația lui John împreună cu Observatorul Prahovean a luptat din greu și mai ales startul a fost un pic dificil tocmai pentru că am întâmpinat diferite probleme legate de adresele de e-mail care nu primeau codul de verificare. Însă acum se poate vota, nu e nicio problemă. Se poate vota și de pe Yahoo și de pe Gmail și de pe o adresă personală de ce-o fi ea. Important este să se știe că noi chiar luăm foarte în serios voturile. Și nu ne interesează să avem 10.000 de voturi la o fată doar ca să pară cât mai multe, ci ne interesează ca voturile să fie pe bune din partea publicului care află acum sau care deja a votat. Uite, în timp ce discutăm, rulează în ecrane fotografiile trimise de tinerele înscrise în concurs. Ai perfectă dreptate, adică nu arată chiar ca tinerele de pe Instagram, nu? Pline de retușuri, da, digitale, evident, ci sunt niște tinere absolut superbe, fiecare în felul ei. Și cred că aici este și marele câștig. Faptul că, uite, tu ai reușit prin acest concept de concurs să pui accent nu doar pe frumusețea fizică, asta, repet, photoshopată, ci pe naturalețea mai degrabă a fiecarei persoane înscrise în acest concurs. Nu știu, tu ai discutat tot timpul cu ele, normal, ții permanent legătura. Cum ți s-au părut? În afară de faptul că poate la prima vedere, așa cum spuneam, există această tentație a oamenilor de a fi răi cu astfel de persoane. Sunt de fapt niște tinere, nu? Superbe, fiecare în felul ei, cu personalități diferite, cu aptitudini diferite. E o mare provocare pentru candidatele care se află la Miss Generația lui John. Spun asta pentru că ele clar ies din zona de confort. Merg către frumusețe fără filtre și e un fel de contraval a tot ce se întâmplă în TikTok, Instagram, toată această nebunie. Și să ridici două degete, să spui da, eu pot să fac și fără asta. Uitați fetelor, fără make-up, se poate și fără make-up. E cumva acolo, foarte tras de păr. Însă orice început, pentru că este prima ediție Miss Generația lui John, orice început are o reticență din partea publicului. El are nevoie să fie integrat, iar cele 91 de candidate asta fac. Promovează faptul că se poate și fără make-up și fără filtre. Asta nu înseamnă că o domnișoară care merge la un eveniment,
care are ceva important de spus în fața unui public, nu ar trebui să se macheze. Este dreptul ei să facă ceea ce își dorește cu viața. E o problemă în momentul în care acea domnișoară merge către zona de Instagram, postează ceva cu ea și vede că are doar 5-10 like-uri, în vreme ce o altă colegă de bancă, de ce o fi, are 1000-2000. De ce? Pentru că are tenul mai fin, mai neted, pentru că e mai slabă, pentru că e mai înaltă, pentru că are anumite hăinuțe de la anumite branduri, pentru că, nu știu, atrage atenția altfel decât într-un mod natural. Și asta face frumusețea fără filtre. Dăm la o parte toată perdeaua asta și suntem naturali, apreciem. Până și partea masculină are o problemă vis-a-vis de interacțiunea cu fetele de pe Instagram. Că poate, nu știu, un tânăr intră pe un profil, dau un exemplu. Și chiar vreau să comentăm, da, dragi. Intră pe un profil, vezi o fată frumoasă, cel puțin așa ți se pare, din condiția ta de judecată că ea este frumoasă sau nu, pentru că nu avem standardul de frumusețe, așa trebuie să arate. Socializezi cu ea, o inviți la, ce se invită în ziua de astăzi? La un film, la o cafea, la un suc, direct la club. Club. La club, dar nu prea mai mergi nici cu clubul multă vreme. Da. Și vezi că există o diferență foarte mare între fata pe care ai văzut-o pe Instagram și cea din realitate. Marius, se întâmplă treaba asta. E, nu știu, te aștept să fie 90-60-90 înaltă, să întoarcă privirile și de fapt este o fată obișnuită, cu ghilimele de rigoare, nu? Este o fată obișnuită care practic poate să sufere de tot soiul de traume, tocmai pentru că în realitate ea este respinsă. Își creează un carton pe Instagram, își creează realitatea perfectă, iar în viața reală nu reușește să mai converseze. John, dar știi ce nu înțeleg eu? Nu știu, dorința asta exacerbată a unor tinere de a arăta impecabil pe Insta, da? Nu știu, ce crezi tu că le determină pe fete să se transforme din realitatea unei, nu știu, tinere frumoasă, da? Frumoasă în felul ei, într-un fotomodel demn de a urca pe scena unei defilări Victoria's Secret. Asta e trendul. Se poate. Ai aceste instrumente la dispoziție în mediul online. Se promovează foarte mult astfel de aplicații. Instagram-ul vine cu noi filtre în fiecare săptămână, cu noi update-uri și de ce nu? Hai să le încercăm. Nu e o problemă că le încerci, nu e o problemă că le folosești, e o problemă când ăla devine standardul tău, când tu nu mai ești din casă fără să ai o tonă de make-up, fără să îți faci... Știi care e problema de fapt dintre realitate și Instagram? În realitate omul te vede pe toate părțile. Te vede și când stai la masă, pe scaun, și când mergi pe stradă, și când ești la magazin. Când ai telefonul ăsta în mână, că aici e de fapt tot skepsisul, tu poți să-ți faci o tonă de poze din toate unghiurile, până când iese imaginea cea aia care trebuie, aia, nu? Și dacă aia nu-ți care place, ești perfectă. Și dacă nu-ți place imaginea aia, mai stai un pic, stai, am aplicație. Stai așa, da. Și începi, exact. Ochii mai mari. Buzele mai albaștri. Buzele mai groase. Da. Mai subțire piciorul. Ba chiar sunt acum domnișoare care nu-și mai au iubiții și au fotografi. Da? Deci sunt iubiți pe post de fotografi, da? Ci că ia-mă de jos. Te rog eu mult de tot, dacă noi vorbim prostii acum, ziceți-ne că nu știm altfel. Ia-mă de jos ca să par mai înaltă. Mai jos, mai jos. Ăla e unghiul. Da, sau mai de sus să par, nu știu, mai voluptoasă, mai să-mi iasă în evidență decolteu sau nu știu, habar n-am. Și mai e nebunia, goana după inimioare, like-uri, pupici, aprecieri și așa mai departe. E o problemă. Adică, mă rog, știu cazuri în care tinere, și când vorbesc tinere nu mă refer la cele de peste 18 ani, ci vorbim de fete de clasa 5-a, 6-a, care au ajuns la psiholog pentru că în momentul în care s-au postat pe Insta au avut mai puține aprecieri decât colega de banca a doua, care ai cărei părinți îi iau niște farduri mai faine, o îmbracă de la nu știu ce branduri și uite, din cauza asta ea nu poate avea succes pe rețelele de socializare cum are, nu știu, contrarivala, să spunem. Vreau să te întreb ceva, Marius. Din clasă. Când ai postat ultima imagine cu tine pe Facebook, nu știu dacă ai Instagram, nu te-am stăcărit până acum. O poste ceva de la munte, neapărat cu tine, ceva care să aibă legătură cu știrile, cu un accident, cu ceva.
Nu mi-aduc aminte. Nu-ți mai aduce aminte. Atât de mult timp a trecut de atunci. Deci o să-i rugăm pe colegii noștri, după ce realizăm această emisiune acum, să ne facă o poză. Și o să-ți dau... Posteze. Dacă nu vrei să postezi, tu postezi. N-am o problemă. Deci mai nu e publică. N-am o problemă. Postăm. Deci nu mai este a publica, este a posta. Bun. Publicăm o poză cu noi în emisiunea asta și cu tot contextul. Tu o să ai 100 de like-uri, două. În momentul în care primești o notificare pe telefon, nu e momentul ăla în care vrei să te uiți, nu ești curios să vezi ce s-a întâmplat? Absolut. E deja un reflex. E o mică dopamină. Faptul că tu primești o notificare și fiecare dintre noi primește. Că vorbim de, nu știu, mesaj, WhatsApp, orice. Messenger, Facebook și așa mai departe. Acea bucățică mică, acea doză mică de dopamină, la fel se pune în funcțiune și în cazul Instagramului. Când cineva îți dă mai multe inimioare, mi-a dat comentariu, m-a postat la story. Te simți mai bine, nu? Crește self-esteem-ul. Ce se întâmplă? Stima de sine crește. Și de ce să fiu rău acum? Să știi că asta funcționează și la mine, nu știu, nu vreau să spun cu mine. Da, am înțeles. Asta este sistemul. Și atunci cred că ar fi bine să conștientizăm unde este acea râpă. Și adică mergi, merge bine, dar la un moment dat începi să-ți petreci prea mult timp pe rețele de socializare doar ca să câștigi niște puncte, niște inimioare. Că sunt influencer care primesc bani pentru că postează, este una. Că stai tu și îți procesezi imagine doar ca să pari ceea ce nu ești, e zona care duce cel mai tare și cel mai ușor către depresie. Bun, și ce facem atunci când un profil, un troll, un profil fake, sau nu neapărat, pur și simplu, nu știu, un coleg de clasă, luăm categoria cea mai vulnerabilă, să spunem, da, nu știu, vârsta 10-16 ani, da? Da. Îți aruncă un comentariu răutăcios, care evident va genera alte comentarii la fel de răutăcioase. Ce se întâmplă cu persoana respectivă? Totuși vorbim de niște copii, fie că au 10 ani, fie că au 12-14 ani, personalitatea lor este atât de firavă încât un astfel de răutăcism, cu ghilimele de rigoare, îi poate provoca o traumă fantastică. Nu? Te uiți la un om care a suferit de bullying de-a lungul timpului de foarte multe ori, că tot spui de 10-16 ani, nu erau rețele de socializare, dar primeam bullying fără limită. De ce? Că aveai părul lung sau aveai un cercel? Că sau aveai cele mai scumpe haine sau că li se părea lor că le este mai simplu să se ia de tine decât să se ia de altcineva. Există această proastă atitudine în continuare în școli și spun asta mai ales că în background există niște campanii pe care generația lui Jean le-a făcut vis-a-vis de ideea de conștientizare a ce se întâmplă în școlile din Prahova și nu numai. Și atunci bullying-ul ăsta nu e neapărat de a pune stop astăzi, pentru că sunt campanii stop bullying, ci de a-i face pe atacatorii, pe micii atacatori, să înțeleagă ce se întâmplă de fapt. Pentru că de multe ori când un băiețel vorbește urât față de o fetiță, nu vorbește urât față de ea pentru că își dorește treaba asta, ci pentru că nu știe cum să atragă atenția, nu știe cum să îi intre în grație. La fel și mai simplu partea negativă decât să-i facă un compliment. Urât-o, nu? Graso, grăsuțo, pisturiat-o, plină de acne, orice. Bă, da, este oribil, adică este oribil, oribil, oribil. Se întâmplă asta de multă vreme și se va întâmpla câtă vreme părinții nu vor discuta cu cei mici acasă. Dacă părintele nu are timp de copil, cu siguranță acolo se poate întâmpla ceva mult mai grav și atunci de acolo pleacă totul, de acasă. De ce te învață părinții și mai ales cum te monitorizează ceva mai târziu? Apropo de monitorizare, nu prea văd părinți care să-și supravegheze, oricât de ciudat ar suna treaba asta, un copil la 9-10 ani care are un telefon, are un gadget, are la dispoziție întreaga lume, toate informațiile pe un telefon. Nu-l văd pe părinte să-l monitorizeze și sunt aplicații gratuite. Bă, ce face filmul? Ia să vedem ce a făcut astăzi, pe ce a intrat? De ce a stat? Da. Pe ce site-uri a intrat? Ce a văzut? Și dacă a intrat, hai să discutăm despre ce ai aflat. Corect. Pentru că dacă un copil la 7-8 anișori află anumite lucruri prea devreme și nu le discută când trebuie și cu cine trebuie. Și încearcă să le pună în practică, ceea ce e și mai rău. Da, înțeleg. David, dacă ne poți ajuta cu un filmuleț, da? Pentru că hai să-i creăm și contextul filmulețului. Aseară fetele au fost rugate pe WhatsApp să trimită cine a vrut. Deci nu a fost nimic obligatoriu, nu sunt depunctate, nu nimic. Cine a dorit să realizeze un material video scurt, în care să vorbească despre
un defect, o frustrare fizică. Foarte curajos, John, foarte curajos. Da, și chiar sunt de apreciat fetele care au trimis. Sunt de apreciat și cele care n-au trimis, nu e niciun fel de problemă. Evident. Ideea este că această deschidere este un început, adică nu este de reacționat. Ha, ha, vorbi despre năsuc cu ei, ha, știam eu care nasul mare și strâmb. Nu, ci despre a înțelege că deschiderea aceasta înseamnă mai multă putere pentru fetele care sunt vulnerabile. Deci primul pas în a scăpa de ceva ce te deranjează este să vorbești la liber despre el fără probleme. Păi nu mă interesează niciun fel. Și au trimis fetele. Foarte tare. Încercăm, David? Haide! Regem este că, de fapt, aceste lucruri nu contează și nu vor conta niciodată. Important, foarte important, este să înveți să te iubești pe sine. Pentru că au fost foarte multe cazuri în care persoane au comis suicid pentru că nu credeau că sunt îndeajuns sau își doreau să arate ca modelele de pe Instagram. Toate acele lucruri sunt false. Nu spun persoane foarte frumoase, doar că fiecare este frumos în felul nostru. Persoane frumoase de pe Instagram sunt ceea ce ne place nouă să vedem, ceea ce am vrea și noi să fim. Deci, toți suntem frumoși și felul nostru. Și modelele de pe Instagram și noi ca persoane și nu trebuie să îndeplinim acele criterii pe care social media-ul îl impune. Trebuie să înțelegem că suntem mai mult de atât. Da, foarte curajos. Cred că tânăra respectivă a petrecut mai mult timp în străinătate. E, ca să zic așa, recunosc anumite sintagme ale tinerilor care au făcut școala, nu știu, în Italia sau Spania, de exemplu. Nu e cazul să o taxăm pentru chestia asta. Mie mi se pare curajos gestul tinerei. Și mai sunt, fete care au discutat deschis despre propriile probleme. N-aș vrea să trecem foarte rapid de subiectul ăsta. Fata de mai devreme se numește Fabiana, în momentul de față e pe primul loc. Topul se poate schimba în orice moment și nici nu e important cine e pe primul loc în acest moment. Important este, nu știu dacă ai reușit să vezi de aproape imaginile, Fabiana s-a expus în fața unui public vorbind despre o problemă, că este o problemă pentru mulți. Și cu toate astea a scăpat cumva, a avut curajul să vorbească și să capete atenția publicului, pentru ca publicul să înțeleagă, bă, nu e ok să râzi dacă cineva are acne. Nu, da, și faptul că în momentul în care a vorbit deschis despre problema asta, nu și-a acoperit tenul cu tencuiala de rigoare, da? Pentru filtrele de care vorbeai. Da, mi se pare foarte, foarte tare curajul acestor tinere. Și ceea ce vrem noi să transmitem inclusiv prin această emisiune este să nu mai judecăm după aparențe, oameni buni, da? Să nu râdem despre o fată că e scundă, că e plinuță, că e prea înaltă, că are poartă 43 la picior, că nu știu, merge într-un fel care nu este conform standardelor de pe podiumul prezentărilor de modă și așa mai departe, da? Fiecare dintre tinerii ăștia este absolut superb. Fiecare dintre ei, da? Fie că vorbim în cazul de față de fete, dar cu siguranță sunt lucrurile astea se potrivesc de asemenea și băieților. Dacă mai avem, David, încă o filmare, ar fi bine să o și difuzăm. La facultatea UPG din Ploiești. În principiu sunt foarte ambițioasă. Când îmi propun ceva, duc până la sfârșit ceea ce îmi doresc. Sunt sufletistă și de fiecare dată îmi place să încerc ceva nou, să experimentez cu mai multe lucruri, dar am și câteva defecte. Simt că nu ar trebui să dau importanță anumitor persoane sau anumitor lucruri care nu m-ar reprezenta sau nu m-ar caracteriza pe mine îndeajuns. Părerea celorlalți nu contează când vine vorba de tine. Nu trebuie să luăm în considerare chiar orice lucru care ni se spune. În ceea ce privește frumusețea, consider că ar fi cât mai mult
sau cât este cazul să fii naturală, să fii tu însuți, să te simți bine așa cum ești. Și filtrele nu este o rezolvare, nu este o soluție pentru a ne masca frumusețea noastră cu niște filtre neremarcabile, nefolositoare practic pentru noi. Trebuie să fim cât mai naturale, să fim cât mai, să ne afișăm așa cum suntem noi, cu bune și cu rele, cu calități și defecte. Frumusețea interioară ar conta mai mult decât cea exterioară și trebuie să ne simțim bine cu noi așa cum suntem. Nu trebuie să ne simțim complexate sau date la o parte pentru faptul că cineva spune, vai, da, ce urât arăți, nu stă bine aia, nu stă bine cealaltă. Da, luați în considerare emoțiile pe care aceste tinere le au, da? Și dacă sunteți cei care vă grăbiți să aruncați hate-ul, da, în față, faceți proba asta. Luați telefonul, dați pe rec, filmați-vă în timp ce discutați despre o problemă personală, da? Un defect pe care îl aveți și vedeți ce iese. Nu mai spun să-l transmiteți unui ziar, da? Care ulterior să posteze pe Facebook, unde, mă rog, cel puțin platforma noastră are aproape 150.000 de abonați. Deci despre asta vorbim, despre curajul acestor tinere. Nu, încă o dată, nu săriți pe ele, săriți cu ghilimele de rigoare, să le, nu știu, să le transmiteți lucruri negative. Nu este cazul. Foarte bine punctată treaba asta, pentru că e simplu să judecăm atunci când nu suntem acolo, când nu știm, nu încercăm și noi. Și cred că de fapt aici avem cu toții o problemă, că nu încercăm. Ok, am văzut pe cineva, nu ne place, sau ok, îl dăm deoparte dacă nu ne place, nu mai comentăm despre el, că nu ne place, n-are rost să ne alocăm timp pentru asta și hai să facem noi pentru noi ceva din ceea ce ne dorim. Să avem noi începuturi, nu să ne dăm cu părerea despre lucrurile care, pentru care nu avem o rezolvare. Asta cu Miss Generația lui John și frumusețe fără filtre e o bătălie incertă, e mai mult un manifest. Că n-ai cum să te bați cu toată industria de beauty la nivel mondial. Dar nici nu ne propunem să facem o școală de modeling, să recrutăm noi nu știu ce tinere pe care să le valorificăm cu ghilimele de rigoare pentru diverse companii de modă și așa mai departe. Nu, ăsta este scopul acestui concurs. Bărbații pot sta 10-20 de minute într-un mall fără niciun fel de problemă, pe care se plictisesc efectiv, în vreme ce femeia, dacă a ajuns, zice ok, așteaptă-mă acolo 2-3 ore, că eu am niște magazine de vizitat. Cam asta ar fi toată situația, de fapt marea diferență, că noi punem accent pe ceva, femeile pun accent pe alte lucruri. Nu e ceva de criticat, doar de analizat ce se întâmplă mai departe. Înainte de acest material video cu Grațiela, dacă nu mă înșel, vorbea ceva Fabiana despre anxietate, depresie, Doamne ferește, suicid. Acum mi se par niște discuții banale, vorbim, niciun fel de problemă, pentru că ele nu se întâmplă. Dar atunci când ele se întâmplă, fix în momentul în care nu poți să mai schimbi nimic, nu mai stă nimeni să se întrebe ce a fost în spate, care a fost background-ul care a pus la dispoziție o astfel de reacție. Din păcate îți spun că am avut cel puțin un invitat de-a lungul timpului, de-a lungul istoriei generația lui John, un invitat care și-a luat viața. Și pe care l-am văzut cu câteva zile înainte. Da, și părea așa, bănesc că na, a fost un șoc fantastic, nu? Nici n-avea cum altfel. E un moment în care te întrebi ce îl determină pe oricine să facă un astfel de gest, să-și pună capăt zilelor, mai ales dacă vezi că are o situație financiară cât de cât bună, da. Mai ales dacă vezi că se ține de școală. Cine a greșit? Dacă e să căutăm vinovați, deși nici asta nu se rezolve nimic. Și atunci, n-ar fi noi mai bine să facem astfel de campanii pe care le cumva le ascundem în spatele unui Miss Generația lui John, prin care fetele să aibă mai multă încredere? Ok, nu mi-a plăcut poza asta, niciun fel de problemă, nu mai fac încă 500 până când am lumina cea mai bună. Asta sunt eu. Da. Cu ce se schimbă? Cu ce se schimbă treaba asta? Cu ce o avantajează pe o fată faptul că are 5.000 de like-uri în loc de 500?
Dar real. Da, da, cu absolut nimic. Cu absolut nimic. E, ține totuși de lumea asta nebună în care trăim și în care, uite, cu toții depindem la un moment dat de numărul de aprecieri de pe rețelele de socializare. Din păcate. Din păcate. Revenind un pic la concurs, aș vrea să îmi treci un pic în revistă care sunt premiile pe care le puneți voi organizatorii la dispoziția concurentelor care vor câștiga, pentru că nu va fi un singur premiu, au fost inclusiv premii intermediare și trebuie spus că în spatele acestor premii se află o multă muncă de convingere pe care echipa de la Miss Generația lui John a depus-o, astfel încât concursul ăsta să aibă și o miză. Pe care n-am spus-o încă de la început. Abia exact. În ultima săptămână am comunicat exact. Premiile ca să n-atragem fetele doar pentru asta, ci să atragem pentru frumusețe. Aviz fără, haterilor, da? Aviz haterilor. N-aveți premii, ce le dați fetelor? Ce este asta? Nu se poate altfel. Te rog. Am avut premii și în timpul înscrierilor, da? Premii săptămânale. Avem premii pregătite, giveaway-uri și acum în perioada de votare. V-am dat ceva din casă pentru săptămâna care urmează și mă bucur tare mult că am făcut asta acum. Locurile 3-2-1 sunt locuri care vor fi evident premiate pe 14 octombrie, atunci când are loc finala de la Lac de Verde. Și o să trec așa în revistă câteva dintre premii. Da, uite cum ar fi. La locul 3 avem abonament la sala de fitness Sky Blue Fitness sau o cină pentru două persoane fitness chef sau voucher în valoare de 100 de lei pentru cumpărături pe daliacutiuri.ro sau servicii de make-up cu afat. Uite, ca să vezi că nu blamăm, că nu te mai duci, nu mai ai nevoie de așa ceva. Produse profesionale pentru hairstyling de la Bez România. Locul 1, fiată, locul 1, ceva fain. Mi s-a părut ceva de vis. Pachet de cazare cu mic dejun inclus, masaj, acces la wellness, la spa, la fitness, piscină, salină, plus consumație pentru două persoane, tot de la Sky, da? Ședințe foto, apariții în Lays Magazine. Sunt toate premiile afișate pe Miss.Generația lui John, în secțiunea premii, dacă mergeți un pic în josul paginii. Și este păcat. Deci este păcat odată de toate premiile pe care le punem la dispoziție și e păcat de frumosul ăsta pe care l-am construit și care l-a început de drum și care merită susținut mai ales de către părinți. De dimineață când am aflat că facem această emisiune la ora 13, m-am gândit, cred că pentru prima dată, mai puțin la tineri și mai mult la părinți. Pentru că părinții nu știu ce se întâmplă cu ai lor copii. Da. Da, și oricum, cu siguranță, merită felicitați și părinții. Cred că foarte mulți și-au dat acordul pentru ca, mă rog, fetele să se înscrie în acest concurs. Toate fetele care sunt minore au un acord în spate din partea părinților, perfect. Iar cele care sunt absolut, majore sunt, au un acord al lor personal. E absolut firesc, dar pentru părinții, să spunem, tinerelor care nu au împlinit încă 18 ani, foarte tare că, uite, au fost de acord ca, mă rog, fata respectivă să se înscrie un astfel de concurs. Atenție, nu vorbim, așa cum spuneai și tu, că trebuie să precizăm celor care poate ne urmăresc, nu ne-au urmărit de la începutul emisiunii. Nu vorbim de probă defilat în costum de baie. Nu are nicio legătură cu concursul clasic de Miss. Dar o să avem niște locuțe frumoase pentru candidate. Perfect, este cu totul și cu totul altceva, da? Am ajuns la final. După mi-aș dori să mai avem măcar un material. Hai să încercăm. Și spun și de ce, pentru că sunt doar două materiale și o să mă certe foarte multe dintre n-au intrat, măcar n-au intrat mai multe. Să respectăm regula asta și nu facem publicitatea unei singure fete, avem măcar trei și e totul foarte de bine. De acord, David, dacă ești pregătit, da? Haide să luăm și al treilea filmul. Bună seara, dragilor. Vreau să vă povestesc despre un complex pe care l-am avut încă din copilărie. De fiecare dată încercam să ascund această cicatrice în spatele filtrelor și ale altor aplicații de editat. O vedeam ca pe ceva inestetic, ceva ce nu ar aduce un plus tenului meu. O cicatrice pe care am primit-o de mică. Acum văd lucrurile din altă perspectivă. O văd ca pe ceva autentic, parte din mine. O amintire din copilărie unde îmi bucuram sufletul.
Aș vrea să înțelegeți că frumusețea naturală primează de fiecare dată. Ea izvorăște din adâncul sufletului și îmbracă tot ce e mai frumos la exterior. Vă încurajez să vă iubiți pentru că sunteți unice și să vă respectați de fiecare dată. De asemenea, puteți să mă susțineți în continuare printr-un vot la Miss Generația lui John. Vă îmbrățișez cu mult drag și vă mulțumesc! Încă o dată felicitări tinerelor care au avut curajul să vorbească despre propriile slăbiciuni. Alexandra Brezeanu mai devreme, ca să-i spunem și numele. În continuare, până duminică, puteți vota, intrați pe site, tastați Miss Generația lui John pe Google, e cel mai simplu, și acolo aveți afișate toate cele 91 de concurente și procedura de vot. Comenta cineva că e o procedură destul de greoaie pentru persoanele de vârsta a doua, sau a treia. E o procedură. Aveți dreptate, nu vă contrazicem, însă am făcut lucrul acesta din motive de asigurare a corectitudinii votului. Da? Un simplu click ne-ar fi dat peste cap, să spunem, o numărătoare corectă a voturilor și am vrut să nu existe niciun fel de discuții în ceea ce privește numărul de voturi obținut de fiecare concurentă în parte. Și în plus de asta mai sunt 5 fete pe care le alege juriul dintre cele care sunt mai puțin votate, deci nu e vorba de un concurs de popularitate. 5 dintre acestea care sunt plăcute către juriu vor avea șansa să fie în finală. Bun. Ca să putem să trecem de zona asta că băi, n-a avut fata mea suficiente voturi. Ok, cu siguranță ea a fost văzută de către juriu, iar dacă juriul apreciază că este bună, pentru potrivită pentru finală, ea va fi în finală. Se încheie o etapă importantă, mai sunt încă două, nu? Până mai la... sunt încă două etape online. Online, da. Deci cum se numește asta? Fără atingere. Exact. Adică fără să avem cu COVID, Doamne ferește, cu alte nebunii. Suntem safe până la capăt, 100% în siguranță. Încă două etape ne mai așteaptă. Una pentru mesajele motivaționale și încă o etapă pentru video, pentru carismă, pentru atitudine. Iar etapa pe care o avem noi acum, No Makeup, No Filters, se încheie duminica aceasta, la miezul nopții, atunci când tragem linie și doar 50% dintre acestea, adică 45 plus încă o fată, așa este regulamentul creat, 46 de fete vor intra în etapa a doua. Câte voturi totalizează până acum? Pentru că e foarte simplu. Avem undeva la vreo 10.000 de oameni care deja... 10.000 de oameni care au votat. Au votat deja. Mi se pare fantastic. Și mai avem. Deci avem weekendul ăsta la dispoziție. Deci probabil că fetele se mobilizează. Uite acum. Poate, cine știe, există cel puțin o fată și asta e un spoiler mai mult. Așa. Este cel puțin o fată care așteaptă până pe ultima stă de metri. A zis, băi, nu mă lupt încă. Mai las oamenii și pe urmă o să atunci, pun și eu. Ca la atletism, și atunci este, da, este o altfel de strategie și aceasta. Bun, pe final, John, la momentul de față, cum simți? Cum simți? Simt că e un început foarte bun, simt că se poate și mai bine de atât, mă bucur că se întâmplă, deci este extraordinar că se întâmplă și cred că fără Observatorul Prahovean n-aș fi reușit la cât de multă nebunie de cap este. John face parte din echipa Observatorului Prahovean. Pe John îl puteți citi în fiecare zi. Are obligația de muncă de a de povești, de a posta, exact. Tineri care fac ceva foarte fain pentru Uite, comunitate. Și dau din casă, John, faptul că te-am cooptat în echipa noastră este un plus pentru noi, pentru că altfel ne-ar fi fost nouă bătrânilor de peste 40, ne-ar fi fost foarte greu să îi atragem pe cei tineri. Este un segment de public căruia ne adresăm prin intermediul tău și nu numai. Și chiar vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat să faci parte din echipa Observatorului Prahovean. Eu vă mulțumesc și mai mult de atât, luni trebuie să-mi fac reclamă că începe, da? Deci începe perfect. Următorul sezon, cred că sezonul cu numărul 2 din podcast Generația lui John, luni de la 13. Ca să începem deja să promovăm lucrurile cât mai serios. Și până atunci, nu uitați, votați Miss Generația lui John, indiferent cum se numește, cum arată, important este ca tânăra respectivă să prindă încredere prin fiecare vot pe care dumneavoastră îl acordați. Îți mulțumesc, John, cu dumneavoastră mă revăd săptămâna viitoare. Nu uitați, luni, ora 13, Generația lui John revine la Observatorul Prahovean de la ora 13 în fiecare zi de luni. Îți mulțumesc, weekend liniștit!